Cred că anul acesta grădinuța va fi în holul casei pentru că nu se mai îndreaptă vremea la exterior. În continuare avem zile reci. Am să vă prezint cum arată această dimineață la exterior. A căzut brumă noaptea trecută. Suntem în 26 aprilie. Și vestea și mai proastă este că în prima zi a săptămânii viitoare din nou vom avea parte de fulguieli. Bună dimineața, oameni buni de pretutindeni! Începem un nou vlog. Este destul de răcoare, astfel că mă voi grăbi cu această scurtă prezentare. Voi ajunge în piscină într-o zi ca cea de astăzi și veți vedea pe parcursul vlogului de ce am dat o astfel de sentință. Acum trebuie să mă grăbesc pentru că, așa cum se întâmplă mereu și cum am mai afirmat și în alte vloguri, tot timpul am probleme cu acest orar, acest timp. Sperăm că nu vom avea trafic pe drum și voi reuși să ajung în timp la locul de muncă. Ne revedem mai târziu. A trebuit să iau și laptopul cu mine pentru că acasă nu am avut timp să procesez vlogul pe care l-am creat seara trecută. Viața de vlogger, asta e, sau de YouTuber. Hai să vedem dacă s-a dezghețat parbrizul. Ok. Este și zi de gunoaie. Am reușit să scot la drum acele tomberoane. Hai să-i dăm drumul. Dacă n-ar fi această temperatură scăzută, dimineața ar putea fi considerată minunată pentru că avem un cer senin și un soare extraordinar. Ultima zi de muncă pentru că următoarele zile vor fi dedicate pescuitului. De mâine voi pleca într-o nouă expediție marcată pe drumuri americane alături de prietenul meu Florin. În timp ce voi urmăriți vlogurile din Alaska, eu mă voi afla pe malul apei. Iată ce soare minunat avem în această dimineață. Am ajuns la locul faptei, cu alte cuvinte, vă invit la piscină astăzi, chiar dacă afară este o vreme de pus cojocul pe tine și nici de cum de umblat în costum de baie. Hai să vă arăt ce doresc să întreprind astăzi. Aici este jacuzzi și de vreo două zile mă tot lupt cu prietenul meu să vedem pe unde există o spărtură, deoarece atunci când bag apă, la un moment dat scade nivelul. Am pus dopuri prin toate găurile, am folosit un compresor, numai că două dopuri n-au fost bune și prietenul meu s-a dus să cumpere altele pentru a putea fi puse dopurile fără ca ele să sară atunci când bași presiune. Să vedem, poate reușim să depistăm problema. După ce voi rezolva această chestie, vreau să încep să repar această piscină pe care v-am mai prezentat-o și în alt videoclip, probabil cu ceva timp în urmă, cu vreo câteva luni. Este aici un deranj pentru că în această parte încă nu s-a lucrat, dar iată că am ajuns și în zona unde ne aflăm. Nu știu dacă se vede pe cameră, dar piscina are niște dimensiuni foarte mari, mai ales pentru că ea este și acoperită. Hai să vă arăt în ansamblu tavanul extrem de înalt. Undeva în capătul celălalt există o fântână. Atunci când aceasta funcționează, arată superb. Bineînțeles, scări și acea chestie construită din piatră pe care poți să stai în timp ce te afli în piscină. Vreau să vă spun că aici, unde este adâncimea cea mai mare, mie îmi trece peste cap și peste mâini, cred că, așa cum spuneam noi când eram copii, atunci când măsuram adâncimea unei ape. Da. Ok, cam atât pentru această scurtă prezentare. Acum va trebui să mă apuc de muncă. Hai să vă arăt o chestie. Bă, cât ghinios ai. Printre atâtea sticle de vin, să dai peste asta.
De aceea am spus că mereu ghinionul m-a urmărit în viață. Asta e. După scurta prezentare de Adinea, urmă aștept la un val de critici, pentru că am dat iama în stâna tovarășului Becali din Pipera. Asta este, mi-am asumat dinainte chestia, dar vreau să vă prezint acest lucru, pentru că am tot spus mereu că acest ghinion parcă mă urmărește peste tot. Ok, mă apucam să descoper înflăturile din piscină pe care trebuie să le repar. Vă dați seama ce gagicuțe vor călca peste această suprafață la un moment dat, sau măcar vor fi deasupra ei, pentru că vor înnota. Are destul de ciudat cu ochelari. Gata, oameni buni, s-a terminat și ziua de muncă. Ați văzut ce îndeletnicire am avut astăzi. Am reparat câteva fisuri la piscina prietenului meu. Acum vreau să merg la un magazin. După ce în prealabil am trecut pe acasă și am făcut în duș. Am făcut un duș. Pentru că am nevoie de câteva cumpărături. Mâine și poimâine voi merge cu prietenul meu, Florin, la pescuit și am venit să-mi iau niște chestii mărunte de mâncare și voi merge probabil și la un magazin de unde vreau să achiziționez o sticlă de vin alb. Pentru că dacă stăm la hotel la ceas de seară, cum zice românul de la Chicago, ne enjoyim la un pahar de vin. Ok, hai să mergem înăuntru, să sperăm că măcar astăzi nu este înghesială în acest magazin, fiind n-aș pune o oră de vreme sau acceptabilă, dar totuși, pentru că este mijloc de săptămână, poate oamenii au lăsat cumpărăturile pentru sfârșit, atunci când vine weekendul. Hai să vedem ce mașină au la vânzare domnii de la magazin, Grand Cherokee Jeep model 2023. Care costă 53.870. Mai puneți niște taxe și niște chestii care se mai adaugă, știți voi cum e atunci când cumperi o mașină. Mereu este ceva în plus. Ia să vedem, 18 mile pe galon în oraș și 25 pe autostradă. Se pare cam mult. Da. Hai să vedem cum arată din spate. Și un nene care s-a speriat că m-a văzut cu telefonul, mânca înghețată. Interiorul nu știu dacă pot să îl prezint, pentru că reflectă din geam și ușa este închisă, bineînțeles. Vedem și partea din fața mașinii. Vă place? Mie nu pot să spun că îmi place. Oricum, Jeep-urile au o problemă cu șasiul, cu structura, în fine.
Nu sunt niște mașini foarte fiabile. De câte ori vin la magazin aici, îmi place să mă uit la televizoare. Deci Samsung Soundbar. Eu cred că nu face o bine. Nu cred că televizorul e 500. Poate sistemul ăla de sunet. În fine, aici avem LG-uri care nu au preț. Oricum, am văzut televizoare la $500, meserie, 4K, diagonală mare, cât peretele. Văd că deja au băgat haine de primăvară, că deja, că e aproape vară imediat. Ia să vedem cât costă pereche de pantaloni. $18, 99. Interesantă culoarea. Deci mă omoară griul ăsta, atât e de bătrânesc. Deci nu pot să-l suport deloc. Oricum nu-mi plac. Deci nu suport pantalonii ăștia cu elastic jos. Mie îmi plac să fie clasici. Vedeți? Fără elastic. Și foarte greu găsesc, pentru că asta e moda. Deci vreau să schimb GoPro-ul, pentru că al meu deja este vechi. Să-mi iau ultimul model, dar văd că nu am aici 11. Parcă 11 e ultimul model ăsta, 10 e 389,99 fără taxe, hai să zici 400. Îți dă un card de 64 de giga. Ia uitați ce îți mai dă, două baterii cu încărcător, un card, bine, husa. Nu știu, eu l-am avut în Alaska, nu pot să zic că m-am folosit enorm de mult și, după cum vedeți, nici nu prea filmez cu GoPro-ul, pentru că sunt fișierele destul de mari, greu de editat, plus că trebuie tot felul de accesorii, acel ham să-l pui pe tine. Îl merg la pescuit, poate le iau mâine și poimâine și mi-l pun pe piept ca să puteți vedea atunci când prind pește, să nu fug repede, să dau drumul la telefon când trage peștele, acea iară să iau un dica, da, atunci da, sau când ești în mișcare pot să filmez cu GoPro, dar altfel ce-ar fi să caut eu aici o sticlă de vin, să nu mai merg la alt magazin, pentru că și aici sunt prețuri foarte bune. Poate chiar mai bune decât la un magazin special de băuturi. Da, multe sortimente. Cred că pe culoarul celălalt găsesc vin. Așa, unul și roșu și unul și alb. Am luat un Cabernet Sauvignon, știu că e bun vinul ăsta. Cu $11.90. Și așa cum vă spuneam, vreau și un vin alb. Cred că găsim aici. Nu vreau Chardonnay pentru că nu-mi place. Da, aici nu mai e Chardonnay. Hai să luăm și un Pinot Grigio. Sau da.
Asta e Riesling, nu-mi place că e dulce. Greu. Hai că luăm ăsta, am luat un Pinot Grigio, $8. Și acum mergem să luăm celelalte lucruri. Adică Totica. Cred că v-am spus și altă dată, în acest magazin sunt prețurile bune, produsele chiar faine, dar la cantitate mai mare. Cred că trebuie niște salate. Intrăm în congelator. Ok. Am luat o salată. Nu, vreau să iau un kit, două salate. Așa ceva. Îmi place chestia asta. Dacă nu vrei să mănânci o salată mare, poți să desfaci numai una și cealaltă o poți păstra. Da, aici nu prea e convenabil să iei legume, pentru că sunt multe. 6 ardei. Deci ardei ăștia costă $6.49 plus taxă. Am luat aminte că trebuie să-mi cumpăr lapte. Almond milk, organic. Dar înainte tot timpul mă uit pe ei să vedem dacă a apărut un dip nou. Da, tot alea vechi. Am intrat iară la rece. Eu beau, adică beau, îmi pun în cafea acest tip de lapte. Almond milk organic. Și are și un preț bun. $11, 3 cutii. Am mai mâncat de mult mozzarella. Două mozzarella, care sunt destul de mari. De unde e prețul? Mozzarella... $9, a mai crescut că era 6. Deci cresc prețurile. Deci tot vin la cumpărături, tot alte prețuri găsesc. Mai luam brânză, cașcavalul ăsta, pardon. Dar acum nu am ce face cu el. Ăla merge tăiat bucățele și cu un par de mii roșu la fix. Și mai vreau să cumpăr niște măsline, dar văd că nu mai aduc măsline de care mâncam eu. Oare de ce? Nu știu. Hai să luăm și din astea. Destul de mare borcanul. 7,69. Ciudat că nu mai aduc măslinele. Luam niște măsline organice foarte bune. Și celebrii domni sau doamne care te hrănesc în astfel de magazine. Îți dau să guști. Și acum am mai spus și altă dată, dacă ți-e foame și te plimbi în magazin, te saturi până ești tot gustând de la oamenii ăștia. Eu iau 4-6. Asta conserve de salmon, pink salmon, este sălbatic, vedeți? Wild Alaskan salmon, $15, amestec cu o salată, cu o cutie de salmon și pun câteva măsline, deci iese o chestie super, super faină. Salată de salmon, minunată. De obicei evit să pun în salată ce vine împreună cu salata. Tot felul de dressing-uri,
Sunt multe chestii. Și cam asta au fost cumpărăturile, acum să mergem să plătim. Hai să facem o recapitulare. Deci am cumpărat 3 cutii de lapte, 2 chestii de mozzarella, nu știu cum să le spun, brânză feliată, v-am arătat, salmonul, 5 conserve, un borcan mare de măsline, 2 sticle de vin și cam atât. Am mai cumpărat ceva? Oricum am plătit 70 de dolari 53 fără taxe și 1,81 a fost taxele, 72 de dolari 34, pardon. Ok. Cum vi se par prețurile? Deci de la săptămână la săptămână, de câte ori vin, prețurile sunt tot mai mari. Deci 80 de dolari și cred că încăpeau toate într-o jumătate de plasă. Asta e inflație mare și în state, numai că e ok, nu ne plângem. Să salutăm pe prietenul meu care atunci când am postat pe ultimul vlog s-a aprins puțin. El e mai sensibil, mai patriot, dar e băiat fain, nu vă las de el. Am uitat să precizez că e de-al meu și poate să mă înjure, să facă ce vrea. Vă spun eu, dacă vine vreunul străin și mă înjură, atunci să tăbărâți pe el, dar pe băiatul ăsta chiar nu, pentru că e băiat fain. Cam asta a fost vlogul. Cred că îl postez, îl intercalez între vlogurile din Alaska. Am zis vlogul? Vlogul. Încă tot mai am acest defect de când aveam vlog. Pentru că poate e prea mult Alaska pentru unii dintre voi, mai ales cei ce sunteți abonați la ambele canale. Și cred că o să-l postez mâine, după care vor urma alte vreo 2 vloguri din Alaska și tot așa, pentru ca să nu vă iasă la gură de la prea multă Alaska de scârbă. Glumesc! Vă mulțumesc, oameni buni, că m-ați urmărit. Și chestia aia cred că nici nu o să o mai zic prea curând, pentru că dacă vă face vouă plăcere să vă abonați, vă abonați. Dacă vă face plăcere să plecați de pe canal, puteți pleca. Dacă doriți să dați like, mă bucur. Dacă nu, asta e. Eu încerc să merg înainte cu această pasiune. Și le mulțumesc celor ce sunt fideli, chiar dacă nu comentează tot timpul. Pentru că deja am cam dau seama ce oameni sunt alături de mine tot timpul. Așadar, urmează 2 zile alături de cel mai carismatic pescar din Statele Unite ale Americii, în speță prietenul meu Florin, un om minunat, abia aștept să mă întâlnesc cu el. Acum are ceva grețuri, pentru că aseară a fost la o chermeză, dar voi să nu-i spuneți. Și știu că băiatul lui este abonat la canalul meu, sau cel puțin era, sper că nu te super, că eu mai glumesc cu tatăl tău, dar pot să spun că este un om extraordinar, minunat, mă bucur că îl cunosc. Și, oameni buni, e cam atât pentru acest vlog. Rămâneți în continuare pe canalul meu, pentru că urmează zilnic câte o postare. La revedere!